Echipa Jonas. Muncim mult pregătindu-ne pentru acest turneu european. Repetiții. Haide să încercăm. Vocalize. Nu, 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 nu. Muncă de echipă. Hai, hai, hai. Condiție fizică. Mâncare sănătoasă. Și antrenori buni. Păstrează ritmul cât poți de mult, dar diseară să fii direct. Exact. Ei, știți ceva? Să cânți într-o formație seamănă cu un sport de echipă. Nu-i de mirare că suntem pasionați de sport. Pentru că indiferent dacă înscrii eseuri sau dacă ești pe scenă și interpretezi, este necesar să ai aceeași dedicație și dorință ca atunci când te antrenezi pentru un sport. Mai dau o dată, hai filmează asta. Ok, Joe, poate că golful nu e tocmai sportul tău, dar tot ce contează e să ne distrăm. Știm că Europa pune mare preț pe sport, așa că încercăm în fiecare țară pe care o vizităm să practicăm și sportul preferat. Și de aia ne întâlnim cu Andreea Guaș, de la Disney Spania. Bună! Nu ne-am mai văzut de la jocurile Disney Channel și ne-a pregătit o surpriză. Știu că vă place sportul, așa că vă voi duce într-o mică aventură. Oh, regulă. Ce faci? Stai, în ce mare aventură vrei să ne duci? Ce e important în Spania? Cred că ai zis sport? Chiar așa am zis, e sportul meu preferat. Păi nu e fotbal. Fotbalul nu nostru. E fotbalul nostru american. Nu american, european. E fotbal european. Fotbal. Dar nu mergem pe un stadion de fotbal oarecare. Suntem pe Santiago Bernabeu, acasă la Real Madrid, una dintre cele mai bune echipe de fotbal din lume. Ăsta da stadion. Păcat că azi nu e niciun meci. Glumești? Dar chiar mai bine decât să vezi un meci, Andreea ne-a pregătit o lecție particulară. Antrenorul nostru este legendarul Emilio Butragueño, unul dintre cei mai mari fotbaliști, o legendă vie a fotbalului. E timpul să ne echipăm și să învățăm de la maestru. Ne trebuie un portar. Tu? Bine. Portar? Portar. Ok, eu voi juca primul. Da? Bine. În regulă. Cred că e bine să facem așa. Bine. Și așa. Sfatul 1. Folosește interiorul piciorului pentru a controla mingea. E bine! Bravo! Asta am făcut. Dacă pășești în față, îți asiguri mai mult spațiu. Sfatul 2. Pasul înainte când șutezi îți asigură mai mult teren. Sfatul 3. Nu uita, e un joc, deci distrează-te! Ok, e momentul să punem în aplicare sfaturile și să trecem la următorul nivel. Chiar dacă frații mei și cu mine muncim în echipă când suntem pe scenă, când e vorba de sport, devenim foarte competitivi. Și pentru că Nick se pare că se descurcă bine, îl vreau în echipa mea. Eu, Nick Hoffman, împotriva voastră. Ne vedem pe teren. Asta e că suntem pe teren. Pe acest teren au jucat multe legende ale fotbalului, dar meciul de astăzi promite să nu fie mai prejos. Joe Jonas este la minge. Nick Jonas se bate pentru ea. Eu pasează lui Kevin Jonas, da! Ce gol frumos, 1-0 pentru Nick și Kevin. Kevin este din nou în atac. Tot se bat pentru minge. Mingea le scapă. Nick Jonas prea mingea. Andreea șutează! Joe Jonas urmărește mingea. Trage! Da! Da! A mai rămas un minut din meci. Scorul este 1-1. Ambele echipe sunt obosite, dar niciuna nu dă semne că ar ceda. Oare rămâne egalitate? Kevin Jonas înaintează. Nick Jonas prea mingea. Poate să scrie? Gol! Ei, sunt destul de sigur că echipa asta a fost super. A fost minunat că am avut șansa să jucăm pe acest teren de fotbal. La 3. Madrid! Și așa avem și mai mult elan să cântăm diseară pe Palacio de Deportes din Madrid. Și în tocmai ca pe terenul de sport, chiar dacă avem puterile și talentele noastre individuale, când suntem împreună ca echipa Jonas, atunci suntem invincibili. Mulțumim! Mulțumim! Vă mulțumim mult!